Eclesiastul, capitolul 11, de la versetul 7. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Amin. Amin. Din cele citite aici, din contextul Scripturii, vreau să discutăm sub titlul Plăceri plăcute și plăceri neplăcute. Și vom vedea pe parcurs de ce am spus așa. În primul rând, să ne gândim ce este plăcerea sau plăcerile. O senzație doar în parte, o împlinire intelectuală, pe de altă parte, o pasiune profesională, un aspect estetic, din toate câte ceva. Am fost creați să avem plăceri. Și aș vrea să abordăm acest subiect în trei idei. Și dumneavoastră sunteți tineri și trebuie să le rețineți. Dacă nu puteți nota, că uneori se spune că o foaie mică face mai mult decât un cap mare. Dar pe de altă parte, iară se spune că cea mai bună memorie au analfabeții. Că ei nu se bizuie pe cei scrise, ei trebuie să reține totul în memorie. Într-o primă idee, aș vrea să privim la istoria plăcerilor. Să aruncăm o privire în trecut. Când au apărut plăcerile? Și cum vă recomandam să folosim Scripturile, citesc din cartea Genesa, din capitolul 2, de la versetul 9. Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Edel spre răsărit și a pus acolo pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere. Iată esteticul. Bun la mâncare. Am putea spune ceva senzorial și nu numai. Și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Și mai adaug versetul 16, Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere. Deci Dumnezeu a creat condiții pentru plăcere și a înzestrat omul prin creație cu plăceri. În a privi, în a mânca. Și mai apoi când a apărut Eva, plăcerea a fost și mai bogată. Că dacă după fiecare zi se spunea că sunt lucrurile bune, când au fost toate, inclusiv familia, erau foarte bune. Dar ne spune Scriptura în capitolul următor că a venit diavolul și a apărut alt gen de plăceri. Citesc versetul 6. La provocarea diavolului, cu referire la pomul interzis, s-a creat în mintea Evei și apoi în întreaga ei ființă o dorință pentru acea plăcere. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat. De unde știa că e bun de mâncat? A fost bun? Plăcut de privit? Asta probabil că n-a creat Dumnezeu ceva neplăcut de privit. Și că pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat și a dat bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Dragii mei, de atunci sunt plăceri naturale lăsate de Dumnezeu prin creație și plăceri denaturate pe care diavolul le-a adus, denaturând
ceea ce Dumnezeu a creat, pervertind felul în care Dumnezeu a lăsat ca ființele noastre să se bucure de plăceri. De exemplu, toți oamenii sunt religioși prin creație. Sunt atâtea religii, dar toate orientează omul spre divinitate. Monoteiste, politeiste. Există o închinare plăcută Domnului, dar există N modalități de închinare care ar vrea să satisfacă această nevoie umană, dar dacă ne gândim la închinarea religiilor cananite, exista foarte multă imoralitate. Pentru că procesul acesta este descris în cartea Roman, la capitolul 1, că de îndată ce oamenii nu s-au mai raportat corect la Dumnezeu, fiind religioși, au ajuns idolatri și imediat idolatria a adus imoralitatea. Roman, capitolul 1, versetul 25. Au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit, s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Versetul 24. Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Și n-aș vrea să fac prea multe referiri la acest domeniu pentru că este arhicunoscut în vremea noastră. Nu au fost pervertiri mai majore decât astăzi în planul plăcerilor fizice. Dumnezeu a creat familia și există o împlinire, o satisfacție în relația soț-soție, în relația părinți-copii. Dar iată că diavolul a creat satisfacția curviei, a prea curviei și mai nou tot ce ține de agenda LGBTistă. Apoi, într-o altă latură să privim la plăceri, Dumnezeu a creat plăcerea de a te bucura de munca ta. I-a dat lui Adam posibilitatea să muncească și apoi a spus să mănânce și asta creează o satisfacție. Numai că diavolul și aici a pervertit lucrurile, atât pe linia agonisirii, dacă ne gândim la câtă lăcomie, înșelăciune, chiar forța uneori este folosită în a deposeda pe cineva de bunurile lui, sau dacă ne gândim la tot ceea ce ține de regimul alimentar, Dumnezeu ne-a creat să consumăm mâncare solidă, să avem nevoie de lichide, dar diavolul, dacă ne gândim la băuturi și la droguri, a pervertit creația. Vorba fratele Dionisie Giucuș din poezia Paradisul Verde și să mergem prin grădină și să nu mai fiu simbolic, poate cineva să vadă sau dacă îi spui să creadă că e vreun altoi alcoolic și gustând din el deodată mintea să îngreuneze veselă sau agitată, începând să-și căpăteze. Întâmplarea e cu minte, ne-a ferit de amețeală, dar ce ars în foc fierbinte, apoi când îl pui pe limbă, nu mai ai de nimeni teamă. Așadar, în toate aspectele vieții, ceea ce a fost natural și este și poate fi gustat ca plăcere, deci Dumnezeu se bucură să ai un meniu sănătos, noi ne putem bucura de tot ceea ce natura ne oferă, de tot ceea ce trupul acesta are nevoie, dar diavolul a exacerbat toate acestea și le-a multiplicat în sens negativ. Și aici aș vrea să mă amintesc doar un aspect. Ce i-a determinat pe Adam și pe Eva să savureze, să dorească acea plăcere? Nevoia? Erau flămânzi? Cu siguranță nu. Se pare că diavolul se folosește frecvent de curiozitate. Și pentru că voi sunteți la vârsta în care
capacitatea intelectuală și posibilitățile tehnice vă permit, pe față sau în ascuns, să cercetați, vă rog fiți atenți la capitolul curiozitate, că este poarta atâtor păcate. De exemplu, un copil se naște cu o anumită inocență și de aici cu o anumită limită în conștiință, cu o puritate. Dar curiozitatea face ca de mici, uneori, copiii, ce se mai spun de adolescenți, de tine, să cerceteze. Și cum aminteam, cele mai grave domenii unde cercetarea devine periculoasă și dependentă sunt cele legate de ocultism și cele din domeniul imoralității. De aceea, să ne dea bunul Dumnezeu pricepere să înțelegem că istoria, prezentată în modul cel mai real în Scripturi, prezintă aceste două orientări, cea naturală și cea denaturată, a cărei gamă este diversificată în permanență de diavolul. Așa se face că asistăm la ce scrie în Proverbe, capitolul 10, versetul 23. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Deci și una și alta sunt plăceri. Există o plăcere în a trăi în imoralitate, există o plăcere în a fi un familist serios. Există o plăcere în a munci corect și există o plăcere în a înșela. Sunt așadar două linii foarte clare, foarte evidente de plăceri. Aș vrea într-o a doua idee a discuției noastre, probabil de aici se vor naște și unele întrebări sau poate altele le aveți pe suflet, m-aș bucura să detailăm subiectul acesta cu întrebările și posibilele răspunsuri. Am văzut istoricul plăcerilor. Asta înseamnă trecut. Vreau să privim acum la destinul plăcerilor. Asta înseamnă viitor. În cartea Eclesiastul, în textul care l-am citit la început, scria în versetul 9: Bucură-te, tinere, teția ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, vorbind de plăcere, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Dacă ar fi ca noi să creionăm și să controlăm destinul plăcerilor, atunci toți ar vrea să rămâne veșnici tineri și să își aleagă plăcerile. Dar asta ar însemna să ne creăm întâi un univers al nostru. Numai că trăim în universul creat de Dumnezeu și suntem creați după chipul său, El chiar dacă oferă responsabilitate și-a păstrat suveranitatea, și scria în finalul versetului, dar să știi că și pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și cum spune în capitolul următor, ultimul verset, judecata aceasta se face cu privire la tot ce este ascuns. Sunt plăceri care le manifestă oamenii pe față, altele în ascuns. Destinul, în funcție de plăceri, repet, nu-l stabilim noi. Îl stabilește Dumnezeu care are autoritate. Aș vrea să observăm că unele plăceri sunt limitate, chiar foarte limitate. Spune Scriptura în Evrei, capitolul 11, versetul 25, de plăcerile de o clipă ale păcatului. Știți cât ține senzația unui drog sau a unei relații sexuale sau a unei plăceri? Pentru că omul este creat cu limite. Dar omul va spune, da, dar mâine repet plăcerea din nou. Și iar spun că plăcerile sunt limitate, scrie în Eclesiastul 12:1, că vin zile rele
E vorba de bătrânețe când vei zice, nu găsesc nicio plăcere. Scria aici în versetul dintre cele citite că tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Toată viața e trecătoare, dar ascultați-mă bine. De tinerețe scrie în mod expres că e trecătoare. Și cum zice poetul, numai ieri treceai pe stradă, erai tânăr și frumos ca un arbore cu ramuri, ca un falnic iparos, însă câte vânturi aspre și a timpului tărie și-au lăsat pe chip amprenta și culoare argintie. Desfăceai cu dinții sticla cine ai fost o altă dată și acum abia mai mesteci cu dantura repară. Era tânără frumoasă, zbura ca o rândunică și apoi când bași de seamă vezi o beată bătrânică. Plăcerile au limitele lor în viața aceasta. Dar ceea ce este mai important de reținut, vă citesc din 1 Ioan capitolul 2, unde este scris că sunt plăceri care se încheie, nu doar că se însubțiază gama plăcerilor la bătrânețe, se pune punct, nu punct și virgulă. 1 Ioan, capitolul 2, citesc de la versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci dacă iubește cineva lumea, și știți ce e lumea? Un sistem, vorbesc în contextul subiectului nostru, și o piață de plăceri. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lădrășia vieții lui de la Tatăl, vorbeam de plăceri de la Tatăl prin creație sau de la diavolul, ci din lume, adică de la diavolul, care este stăpânitor. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Așadar sunt plăceri efemere și sunt plăceri eterne. Au fost generații, ne referim la primele de după creație, când se trăia cu sutele de ani. Dar s-au încheiat și acele vieți în care tinerețea poate ținea 200-300-400 de ani. Au trăit sute de ani, dar sunt morți deja de mii de ani. Dar sunt plăceri care vor continua pentru eternitate. Așadar să știm care este viitorul plăcerilor. Unele țin până mâine, dar altele trec într-un poi mâine etern. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Într-o a treia idee, care de fapt este partea aplicativă, asupra căreia vreau să medităm, am numit-o alegerea plăcerilor. Asta înseamnă prezent. Am spus ceva despre trecut, am privit puțin în viitor, dar noi trăim azi și astăzi este alegerea. Ce s-a întâmplat ieri nu mai poate fi modificat. S-ar putea mâine să nu poată fi modificat de noi. Dar noi avem un astăzi. Să ne reamintim că există plăceri sfinte date de creație, de Dumnezeu, și astea sunt conforme, vă rog, rețineți acest aspect, cu ceea ce place lui Dumnezeu. Adică El a făcut ceea ce îi place și Lui. Și El ne-a informat, ca să știm și noi ce îi place. Dar asta este total diferit de ceea ce este în lume. Spune Scriptura, Roman 12:2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți spre noirea minții voastre ca să puteți deosebi. Și nu oricum, nu obscur, nu cu zone gri, să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută, și desăvârșit.
Da. Plăcerile care sunt emanate din Dumnezeu, recomandate, sunt nu doar bune, sunt desăvârșite, apropo de eternitatea unor plăceri. Că s-ar putea unele să se spună cineva, sunt bune. Da, dar sunt efemere. Nu sunt desăvârșite. Poți să trăiești până la 100 de ani, să ai harem, să trăiești tot la ospăț, să nu te doară nimic. Spunea Asaf, așa se întâmplă cu unii. Dar spune el, le-am privit sfârșitul. E groaznic. Și în acele condiții el a decis să se lipească de Dumnezeu. Aș actualiza eu spusele lui la tema noastră de plăcerile sfinte. Citesc din psalmul său, versetul 25, pe cine altul am eu în cer afară de tine? Ceilalți n-au pe nimeni în cer. Ar vrea să le fie zodiile favorabile, dar nu se întâmplă nici asta. Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Problema este că noi am vrea să împletim aceste plăceri. Și Apostolul Pavel spunea în 2 Timotei, la capitolul 3, că generația sfârșitului va încerca o astfel de stare dualistă. 2 Timotei 3, versetul 5. Scrie despre unii că au o formă de evlavie. Dar scrie în versetul 4 că sunt iubitori mai mult de plăceri, și evident că e vorba de plăceri din cele descrise mai sus, lumești, decât iubitori de Dumnezeu. Și s-ar putea, chiar am reținut din scrisoarea cuiva, spunea cât la sută în procente ascultă muzică lumească și cât la sută în procente ascultă muzică sfântă. Asta ar fi ceva de genul, și am întâlnit și astfel de nebunii, eu vreau să fiu familist, vreau să am grijă de tine, soție, am casă cu tine, vreau să am grijă de copii, dar vreau să am și viața mea extraconjugală. Hibrid ciudat, așa-i? Așa s-a întâmplat, spune Scriptura, în Cartea a doua Împăraților, capitolul 17, că după ce asirienii au deportat popoare în locul evreilor deportați și ei, acele popoare au venit cu plăcerile lor. Dar Dumnezeu a îngăduit niște lei care îi omorau. Cred că Dumnezeu nu a permis ca pe teritoriul sacru să se piardă întru totul religia sfântă, chiar dacă n-au fost întotdeauna ceea ce trebuia să fie. Și au fost învățați de preoții vechii religii, numai că trăiau în această dualitate. Se închinau și Dumnezeilor lor, se închinau și lui Iahve. Aparent se poate, numai că Dumnezeu este gelos. Și în timp, și satana pretinde închinare și vrea să guști, să servești numai de la masa lui, iar Dumnezeu cu atât mai mult cere aceasta. Așadar, dragi tineri, avem opțiuni. Opțiunea plăcerilor sfinte, opțiunea plăcerilor lumești sau această o a treia opțiune a unor plăceri combinate. Problema se complică în sensul că pentru cele sfinte e raiul, pentru cele lumești este iadul, dar pe ăștia unde se ducem? În purgatoriu. E vorba poetului Petru Cârdei, aici se manifestă niște baiuri că omul vrea să ocupe două raiuri. Cu orice preț, cu riscuri de mormânt, vrea unul în cer, dar și unul pe pământ. Se poate asta? Nu se poate. Aș vrea, dragii mei, să observăm, și mă întorc puțin la textul nostru, și voi puteți observa în ființa voastră, că, deși noi știm opțiunile, nu este simplu să bifăm. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile aise din inima ta și plăcute ochilor tăi.
Avem de-a face cu inima și cu ochii. Ce înseamnă asta? Ceea ce spunea același autor, Solomon, cartea Proverbe, capitolul 23, versetul 26, era recomandarea Domnului. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi pe căile mele. Sau, ca să înțelegem mai bine fenomenul, deschideți cu mine Scriptura, dacă vreți să și studiem, la Roman, capitolul 7. Spune Apostolul, apropo de inimă, adică de minte, că odată ce a luat cunoștință de legea lui Dumnezeu, în cazul nostru de plăcerile sfinte, citesc de la versetul 19, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Vers 22. Fiindcă după legea dinăuntru îmi place, omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădurarele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite în mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Nu e vorba doar de o simplă acțiune, este o luptă complexă la nivel de minte, de duh, la nivelul întregilor funcții ale ființei umane. Știți, ca să dau un exemplu, când mergi la medic și îți spune ai probleme de boală, trebuie să intri la regim alimentar. Dar omul obișnuit cu meniul lui, cu băutura lui, mai cu seamă dacă are câțiva ani, nu este un copil, greu își va schimba regimul alimentar. Și unii preferă să mănânce ce le place. Și eu le-am spus la unii, voi gândiți cu cerul gurii? Dar frate, e bun la gust. Da, dar Dumnezeu ți-a dat rațiune, medicul ți-a explicat, ți-a dat exemple și tu ai de ales. De exemplu, există mania unor oameni de a fura. Nu neapărat dacă au nevoie, dacă sunt în lipsă. Sau de a minți. Știe că este greșit, dar s-au format deja o anumită constituție predispusă la păcat. Ce să mai spun de capitolul pornografie, de exemplu. Câți dintre dumneavoastră nu conștientizați că este ceva rău? Vinovat. Și totuși când este vorba, nu știu ce, am zice noi, degetele ori n-ascultă. Nu, totul pleacă de la minte. Și nu numai. Vreau să vă arăt aici în Roman, capitolul 8, dragii mei, că omul firesc nu este doar atras de oferta demonică a plăcerilor. El simte aceeași atracție din interiorul lui. Spune Scriptura Roman, capitolul 8, versetul 8. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Versetul 7. Firea nu se poate supune legii lui Dumnezeu. Iată de ce afirm că plăcerile noastre dovedesc natura noastră. Și dacă vrem să avem plăceri care durează pentru eternitate, trebuie să dobândim această natură, să fim cu adevărat născuți din nou, situație în care plăcerile lui Dumnezeu devin plăcerile noastre și vom respinge plăcerile păcatului, chiar dacă într-o anumită măsură resimțim aceste ispitiri. Suntem însă mai puternici. Spune Scriptura aici în Roman, capitolul 8, versetul 2, că noi funcționăm după una dintre aceste două legi.
legea Duhului de viață în Hristos, ceea ce înseamnă un om iertat și care a primit Duhul Sfânt și care are de acum noi dorințe și pasiuni sfinte. Și legea păcatului, care scoate în evidență poftele și nu pot fi controlate, plăcerile irezistibile și care cauzează moartea. Așa că, dragii mei, eu le spun mereu la tineri și poate m-ați auzit spunând asta, dar poate că vă prinde bine. Dacă vreți să avem plăceri sfinte, care durează pentru veșnicie și să nu ne limiteze Dumnezeu, să nu avem frustrări mai apoi, pentru că vă amintesc acum titlul, plăceri plăcute și plăceri neplăcute. De exemplu, pentru un tânăr ar fi o plăcere sau pentru o fată să-și permită o anumită prietenie și de aici apare plăcerea sărutului, a îmbrățișării și altor atingeri sau chiar a unui act sexual. Este o plăcere. Dar dacă acea relație nu finalizează în căsătorie și se frânge, acea plăcere este urmată de neplăcere. Și vai, numai pe câți am consiliat eu, câtă durere am văzut. Și chiar dacă ar spune cineva că diavolul vine și cu astfel de înșelăciune, dar noi tot o să ne căsătorim și sunt plăceri naturale, le facem din dragoste. Vei vedea că această plăcere prematură te lipsește de adevărate plăceri ulterioare. Îmi amintesc că eram la o nuntă cu scumpa mea soție și cum femeile au ochii așa mai atenți la anumite aspecte, îmi zice, așa bucuroasă a fost mireasa astăzi, dar mirele părea plouat. Și eu i-am zis fără alte detalii, dacă a umblat prin ploaie, n-a mai putut să se bucure de ziua anunții lui. Îmi spunea o tânără, frate, dacă pe mine mai ia un băiat în brațe, mă simt în al nouălea cer. Și am zis și când o să pici de acolo, când îți dă drumul, praf și pulbere te faci. Plăceri neplăcute. În schimb, dacă aștepți, dacă te raportezi la plăceri în conformitate cu ceea ce Dumnezeu recomandă în mod natural plăcere, niciodată nu va fi urmată decât de o altă plăcere. Așa este în toate privințele. Cine comite o ilegalitate, are o plăcere de moment că a prins un los mare. Dar dacă va fi depistat, dar dacă va fi judecat, deposedat de avere și condamnat, va mai avea plăcere? Am citit despre un grup de tineri din Africa de Sud ce s-au dedat la banditisme și au fost prinși, până la urmă au comis crime, au fost în închisoare, urmau să fie condamnați la moarte și unul dintre ei a regretat, a cerut un duhovnic, s-a mărturisit, s-a căit, s-a schimbat viața, trăia altul de acum. Și ceilalți au spus, băi, oricum murim, măcar câte zile mai sunt să ne distrăm, măcar în condițiile de penitenciar. Ce ai devenit așa ca o femeie? Nu mai știi să spui un banc, nu mai știi să te manifesti, arătuirea e plin de vlagă. Dar a venit ziua în care au fost anunțați că pot să consume ce vor, au un moment de libertate pentru că a doua zi urmau să ajungă la eșafot. N-au mai putut să mănânce, au căzut pe gânduri și s-a apropiat tânărul predat Domnului și le-a zis colegilor săi, ce, ați devenit femei? Distrați-vă, măi!
Mai este inima o zi de distracție. Folosiți-o măcar pe asta. Și spunea duhovnicul închisorii că respectivul care s-a predat Domnului a cântat în liniște până când și-a dat suflarea pentru că au suportat toți aceeași pedeapsă. Asta ar putea să fie explicat în mod detailat și în alte domenii, dar mă opresc aici pentru că vreau să vă citesc în context important. Pe lângă acesta din Romani, în care mi se spune că noi putem să alegem să fim călăuziți de Duhul Sfânt, care ne va șopti ce să alegem și ce să nu alegem și ne va da și resursele, puterea necesară. Evident, asta în condiții de rugăciune, de post, de citit Biblia, de anturaje sfinte. Dar vreau să vă avertizez de ceva foarte periculos. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Spune Scriptura despre ultima generație, când Anticristul își va primi prerogative fără precedent din partea Balaurului. 2 Tesaloniceni 9, de la versetul 9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. Pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Deci, ereziile, lepădarea de credință, sunt cu îngăduința lui Dumnezeu și sunt dictate de plăcerile care ne le-am ales. Versetul următor dovedește asta. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelejuire să fie osândiți. Dragi tineri, este foarte important ce plăcere alegeți. Dacă veți face cum scrie în Psalmul 1 să vă găsiți plăcerea în legea Domnului și este plăcere în asta. Citeți Biblia de peste de acum aproape 50 de ani, pe cât posibil de două ori pe an, este o mare satisfacție în Cuvântul Lui Dumnezeu. Zice în Psalmul 119, mă bucur de Cuvântul Tău ca cel ce găsește o mare pradă. Sau poți alege să stai pe știri și pe comentarii. Și asta în toate domeniile vieții. Duhul Sfânt îți poate da informația și puterea necesară să alegi lucruri bune. Dacă veți păstra, tineri dragi, solemn ce vă spun, plăceri păcătoase, veți fi o pradă ușoară pentru a fi seduși de diavolul. Pentru că întotdeauna omul alege ce îi place și momeala este cu ce îți place. Trăim în lumea like-urilor. De aceea este bine să ne întrebăm dacă îmi place ceva, lui Dumnezeu îi place? Este o plăcere urmată de plăcere sau de neplăcere? Și cum spuneam că Dumnezeu este cel ce decide destinul, vă citește în cartea profetului Isaia, capitolul 65 și 66, pentru că aș vrea să vă cruț de înfrângeri pe viitor. 65 cu versetul 12. Vă sortesc săbii. Toți veți pleca genunchi ca să fiți junghiați, că eu am chemat și n-ați răspuns, am vorbit și n-ați ascultat. Ați făcut ce este rău înaintea mea și ați ales ce nu-mi place. Și acum vă citesc din 66 și vă amintesc, citind versetul 3, de slăbiciunea aceea, de înșelătoria demonică, să avem plăceri mixte. Și... Analizați cu mine versetul. Cine junghi un bou ca jertfă, un bou, mă gândesc că valorează vreo 500 de euro, pe puțin, nu-i mai bun decât cel ce ar ucide un om, Doamne. Un om care dă 500 de euro în numele Domnului, îl pui pe aceeași treaptă cu un criminal, mai departe. Cine jertfește un miel, că ăsta e mai sărac, hai să spunem că ăsta e 100 de euro, este ca cel ce ar rupe gâtul unui câine, a cărui jertfă nu era primit. Și ne aduce un dar de mâncare mai sărac, 10 euro numai. Este ca cel ce ar vărsa sânge de porc, s-o cotit de animal necurat atunci. Cine arde tămâie, ăsta nu are numai un leu, presară un strop de tămâie. Este ca cel ce s-ar închina la idole, Doamne. De ce îi bași pe toți în aceeași categorie? De ce?
Toți aceștia își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. Da. Dumnezeu se uită la ce vă place. Și dacă lui nu-i place, tot ceea ce faceți bun devine nul. E ca la matematică. Plus cu minus dă minus. Dumnezeu ne vrea în mod exclusiv pentru El. Și vă citesc pentru asta din Psalmul 16. David își dorea să fie în permanență la casa Domnului. Și vă rog să vă gândiți că el nu era preot acolo, cel mai bun caz era lăsat în curte. Spune el, versetul 2, eu zic, Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Nu și alți colegi firești, lumești. Nu, prietenia cu lumea, frășmășie cu Dumnezeu. Idolii se mulțesc, pasiuni nenumărate, oameni aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfelor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintesc pe Domnul. Versetul 8. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Vă rog să urmăriți în versetele astea și dacă vreți în viața lui David, excepție fiind acele două păcate evidente a lui, că s-a dat 100% Domnului cu toată inima. Versetul 9. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselesc, trupul mi se odihnește în liniște. Și acum ascultați și cu asta închei. Spuneam de titlul cu plăceri neplăcute sau neplăcute, că cele ce se opresc și aduc durere sunt neplăcute. Ce plăcere a fost pentru Iuda să înșele banii când, la urmă, banii l-au strâns de gât? Eu îndrăznesc să spun, dragii mei, că plăcerile care le avem aici, dacă nu sunt conforme cu creația, cu divinitatea, vor constitui chinul conștiinței noastre pentru vecii vecilor. Cum spunea cineva, frate, dar îmi plac filmele. Și i-am spus, o să le vezi în reluare, pentru eternitate, de un infinit de ori. Și închei cu versetul 11. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse, plăceri plăcute și desfătări veșnice în dreapta ta. Vă doresc, dragii mei, desfătări veșnice. Vă doresc să fiți evlavioși, că asta are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. Vă doresc o umblare cu Dumnezeu ca a lui Enoch și după ce o să vă căsătoriți și vă doresc să fiți plăcuți lui Dumnezeu ca Enoch, care a fost luat tocmai pentru că a avut astfel de plăceri și a fost plăcut lui Dumnezeu. Domnul să fie slăvit și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.